Bună ziua, drag elev! Mă numesc Hâncu Valentina, profesoară de biologie, grad didactic 1. Sunt sigură că ești dornic să continui călătoria prin corpul uman. Astăzi, împreună, vom face o incursiune prin sistemul muscular la om. Subiectul lecției de astăzi, sistemul muscular la om, grupele principale de mușchi scheletici. Ce este sistemul muscular? Sistemul muscular include totalitatea mușchilor corpului uman, care reprezintă partea activă a sistemului locomotor. Împreună cu oasele, realizează procesul de locomoție. Știai că corpul uman posedă în jur de 639 de mușchi. Aproximativ 50% din toată masa musculară este concentrată la nivelul picioarelor. Peste 20% din toți mușchii sunt localizați în zona gâtului și a feței. Când stăm în picioare, utilizăm aproximativ 300 de mușchi doar pentru a ne menține echilibrul. Pentru a face un singur pas, intră în acțiune aproximativ 200 de mușchi. Este mai ușor să zâmbim decât să fim supărați. Pentru a zâmbi, punem în mișcare doar 17 mușchi, iar ca să ne încruntăm, avem nevoie de 43 de mușchi. Deci, să zâmbim și să procedem la drum. E bine să știi, mușchii maxilarului sunt considerați cei mai puternici. Imaginează-ți, forța compresiunii lor depășește 300 de kilograme. Singurul mușchi din corpul uman care nu se oprește și nu obosește niciodată este inima. În medie, inima unui om bate de aproximativ 60-100 de ori pe minut. Poate crea presiune care poate ridica sângele până la o înălțime de peste 10 metri. Cel mai rapid mușchi este considerat mușchiul responsabil de clipire. Astăzi, la lecție, vom enumera funcțiile de bază ale mușchilor scheletici. Vom identifica, în baza unor imagini, principalele grupe de mușchi la om. Vom analiza, în baza vizualizării informației, modul de funcționare a unor grupe de mușchi. Pentru început, să luăm cunoștință care sunt tipurile de mușchi după localizare și ultrastructură. După localizare, deosebim mușchi cardiaci, reprezentat de mușchiul inimii, mușchi scheletici, mușchii localizați pe oase și mușchii viscerali, mușchii care aparțin organelor interne. Mușchii cardiaci și scheletici sunt de tip striat. Mușchii cardiaci au fibre cilindrice, mononucleate, ramificate și interconectate, iar mușchii scheletici au de asemenea fibre cilindrice, rotunjite la capete și polinucleate. Mușchii viscerali sunt după structură mușchi netezi, au fibrele scurte, fusiforme și cu un nucleu plasat central. În continuare, vom analiza mușchii scheletici. Cei care sunt localizați pe oase, reprezentând componente active ale aparatului locomotor. Sunt inervați de fibre nervoase somatice, astfel primind impulsuri voluntare, se contractă rapid, dar și obosesc repede. Mușchii scheletici au un rol important în corpul uman. Acționează oasele în mișcare, fiind forța activă a sistemului locomotor. Formează pereții cavităților de protecție, mușchii cutiei toracice și mușchii cavității abdominale. Asigură menținerea echilibrului în procesul deplasării în spațiu. Mențin expresia feței și modelează mimica. De asemenea, mușchii scheletici realizează mișcări respiratorii și de deglutiție. De exemplu, mușchii cutiei toracice și un mușchi intern diafragma participă în procesul de respirație. Mușchii au rol și în termogeneză, produc circa 80% din cantitatea totală de energie folosită de corp. Exercită influență asupra oscioarelor auditive. Este vorba despre mușchiul tensor timpan și mușchiul stapedius din urechea medie. Asigură de asemenea mișcarea globelor oculari.
În continuare, vom lua cunoștință cu grupurile de mușchi scheletici în funcție de tipul acțiunii realizate. După funcție, mușchii pot fi flexori, mușchi care se contractă și provoacă îndoirea unei articulații, adică mișcare de flexiune, de exemplu, mușchiul biceps brachial. Mușchii extensori, mușchi care se contractă și provoacă o deschidere a articulației, adică o mișcare de extensiune, de exemplu, mușchiul triceps brachial. Mușchii aductori, mușchi care se contractă și deplasează extremitatea spre corp. Este vorba despre mușchiul croitor al coapsei. Mușchii abductori, mușchi care se contractă și îndepărtează extremitatea de la corp, de exemplu, mușchii centurii pelviene. Alte categorii de mușchi sunt pronatori, supinatori și rotatori. Mușchii pronatori realizează o mișcare de răsucire a mâinii spre interior, adică cu palma în jos. Mușchii supinatori realizează o mișcare de răsucire a mâinii spre exterior, adică cu palma în sus. Mușchii rotatori realizează mișcări de rotație. Mușchii scheletici, în funcție de localizarea pe segmentele corpului, pot fi clasificați în mușchii capului, mușchii gâtului, mușchii trunchiului, mușchii membrelor superioare și mușchii membrelor inferioare. În continuare, vom descrie fiecare grup de mușchi. Mușchii capului sunt clasificați după funcție în mușchii mimicii, mușchii globului ocular și mușchii masticatori. Mușchii mimicii contribuie la formarea expresiei feței. De exemplu, pot exprima mirare sau atenție, mușchiul frontal și în spate mușchiul occipital. Tristețe sau descurajare, este vorba despre mușchiul depresor. Bucurie, mușchii zigomatici. Altă categorie de mușchi ai mimicii micșorează deschiderea pleoapelor, de exemplu, orbicularul ochiului. Mușchii masticatori ridică și coboară mandibula și intervin în procesul de masticație. Aceștia sunt orbicularul buzelor, mușchiul buccinator și cel mai puternic mușchi masticator, maseter. Mușchii globului ocular conferă mobilitate ochiului. Includ 4 mușchi drepți și 2 oblici, mușchiul drept superior, mușchiul drept inferior, mușchiul drept extern și drept intern, mușchiul oblic superior și mușchiul oblic inferior. Mușchii gâtului sunt asociați cu gâtul, osul hioid și regiunea cervicală a coloanei vertebrale. De exemplu, mușchiul platisma trage pielea bărbiei în jos, exprimând oroare și dezgust, coboară de asemenea mandibula. Iar mușchiul sternocleidomastoidian, prin contracție bilaterală, asigură rotirea gâtului. Mușchii trunchiului pun în mișcare coloana vertebrală, formează pereții cavității toracice și abdominale. Sunt împărțiți în mușchii toracelui, mușchii abdomenului și mușchii posteriori, ai cefii și ai spatelui. Mușchii toracelui sunt reprezentați de mușchiul pectoral mare, superficial și interior pectoralul mic, care permit mișcarea laterală a brațelor și intervin în procesul de inspirație forțată. Mușchii dințați anteriori, mușchii intercostali între coaste, cât și mușchiul intern diafragma participă în procesul de respirație. Mușchii abdomenului sunt clasificați în superficiali și profunzi. Din mușchii superficiali putem observa mușchii drepți abdominali, care realizează mișcări în timpul respirației, tusei, râsului sau oftatului. Mușchii oblici externi, dar sunt și oblici interni,
care au rol în procesul de respirație, micțiune, defecație, cresc de asemenea presiunea intraabdominală. Din mușchii mai profunzi putem observa mușchii transverși și în partea de jos a abdomenului mușchii piramidali abdominali. Mușchii spatelui sunt reprezentați prin mușchiul trapez, care ridică centura scapulară și rotește umărul, mușchiul rotund mare și rotund mic, care asigură rotirea brațului, și mușchiul marele dorsal, asigură mișcarea trunchiului și menținerea poziției verticale a corpului. Mușchii membrului superior sunt clasificați în mușchii centurii scapulare, reprezentat de mușchiul deltoid, care ridică membrul superior și realizează abducția brațului. Mușchii brațului, în partea anterioară, este mușchiul biceps brachial, care asigură mișcarea de flexiune, iar în partea posterioară, în spate, mușchiul triceps brachial, care asigură mișcarea de extensie a cotului. Mușchii antebrațului sunt mulți la număr, fiind împărțiți în flexori și extensori ai antebrațului. Asigură flexia și extensia antebrațului și flexia degetelor. Putem observa în imagine acțiunea antagonistă a mușchilor brațului. Atunci când realizăm o mișcare de flexiune, mușchiul biceps este contractat, iar tricepsul este relaxat. Iar în timpul unei mișcări de extensiune, mușchiul triceps se contractă, iar biceps se relaxează. Mușchii membrului inferior sunt împărțiți în mușchii centurii pelviene, reprezentați de mușchii fesieri, gluteu mare și gluteul mic, care extind coapsa în articulația coxofemurală și o rotesc puțin în afară. Mușchii coapsei sunt reprezentați de mușchiul croietor lung, care asigură flexiunea gambei și rotirea acesteia înăuntru, mușchiul quadriceps femural, care asigură extensia articulației genunchiului, iar în spate mușchiul biceps femural, cu rol în flexiunea coapsei. Mușchii gambii sunt reprezentați în partea anterioară de mușchiul tibial anterior și extensorii degetelor, iar în partea posterioară cel mai dezvoltat mușchi al gambei este gastrocnemian și solear triceps. Mușchii gambei asigură mișcarea piciorului și a gleznei în timpul mersului biped. Suntem la final de lecție și poți deja să recunoști mușchii în imagine. Îți propun să identifici mai întâi mușchii capului și ai gâtului în baza imaginilor propuse. În prima imagine avem reprezentat mușchiul frontal. În a doua imagine, la spate, mușchiul occipital. A treia imagine reprezintă mușchii temporali. Mușchii laterali ai gâtului, numiți sternocleidomastoidean. În continuare, putem observa mușchii implicați în procesul de masticație, buccinator. Mușchiul care exprimă tristețe este mușchiul depresor. Cel mai puternic mușchi masticator, maseter. Și în ultima imagine, putem observa mușchii care ne permite să zâmbim, este vorba despre mușchii zigomatici. În continuare, îți propun să identifici mușchii trunchiului în baza unor imagini. Observăm mușchii oblici abdominali, a doua imagine, mușchii drepți și piramidal abdominali, în regiunea cutiei toracice, mușchii pectorali, la suprafața coastelor, mușchii dințați anteriori, în spate observăm
marele trapez și mușchiul marele dorsal. De asemenea, identifică mușchii membrelor și ai centurelor în baza imaginilor. Mușchiul centurii scapulare este reprezentat de deltoid. Mușchii posteriore ai brațului, mușchiul triceps brachial. Mușchiul anterior al brațului este mușchiul biceps brachial. Mușchii centurii pelviene, mușchii fesieri. În partea anterioară a gambei avem cel mai dezvoltat mușchi, tibial anterior. În partea posterioară a gambei putem observa mușchiul gastrocnemian. În partea posterioară a coapsei observăm mușchiul biceps femural. În partea anterioară a coapsei, cel mai lung mușchi, croitor. Și tot în partea anterioară a coapsei putem observa mușchiul quadriceps femural. Îți propun să identifici grupele de mușchi care se contractă în timpul unor mișcări. Putem observa în imaginea întâia o mișcare de flexiune și respectiv extensiune. În timpul mișcării de flexiune putem observa contracția mușchiului biceps, iar în timpul mișcării de extensiune se contractă mușchiul triceps. În a doua imagine observăm mișcări de coborâre a mandibulei, unde se contractă mușchiul platisma, și mișcări de rotire a gâtului, asigurate de contracția mușchiului sternocleidomastoidian. În următoarea imagine observăm ridicarea centurii scapulare, unde participă mușchiul trapez și deltoid. Și observăm mișcarea de extensie a brațului, reprezentată de mișcarea mușchiului triceps brachial. Și în ultima imagine observăm, atunci când se realizează o mișcare de extensiune a coapsei, se contractă mușchiul quadriceps femural. Iar la realizarea unei mișcări de flexiune a coapsei, se contractă mușchiul biceps femural și gastrocnemian. Ține minte, fiecare om are nevoie de mușchi puternici ca să-și construiască un corp viguros și să se mențină la o greutate optimă. Diverse exerciții fizice formează masa musculară și activează anumite grupuri de mușchi. Practică diverse exerciții fizice cel puțin timp de 30 de minute zilnic. Îți propun la final câteva exemple de activități care ajută la dezvoltarea musculaturii pentru adolescenți: gimnastică, exerciții de rezistență, basket sau handbal, tenis, fotbal. Îți mulțumesc pentru atenție, te aștept la lecția următoare ca să aflăm care este structura unui mușchi scheletic. Pe curând!